Memorialul fostelor glorii fotbalistice, Giurgiu Venea, a propus ieri a doua zi competițională. Pe terenul sintetic din Parcul Elevilor, din cele 12 echipe înscrise în concurs, luni, în prima zi de întrecere, s-au întâlnit 4 echipe, iar aseară alte 4. Nu au lipsit spectatorii, iar strada Gării, care se află în vecinătatea terenului de fotbal, a fost una ce a cunoscut o aglomerație cu mai rar se întâlnește. Semn că fotbalul este fotbal, dar la teren mai bine este să fii cu autoturismul din dotare. Una peste alta, a fost o seară reușită. Începe săptămâna frumos, e bine. Mă bucur că am văzut și copiii în deschidere. Nu m-am bucurat gândind la ce viitor are fotbalul românesc, privind foarte analitic, dar e un lucru bun, e o acțiune demnă de repetat și de alte județe și de alte orașe. Vedem ce va fi. În primul rând, mișcarea este la loc decis, iar fotbalul vorbit, iată, are și susținători între cei de pe margine și cei din teren. Cum vi se pare competiția așa, la modul general? Este o inițiativă frumoasă a organizatorilor, bine organizată. Sperăm să nu fie niciun fel de eveniment neplăcut, din punct de vedere al accidentărilor și așa mai departe, dar în rest. Alte speranțe nu aveți cu privire la titlu? La... Ținând cont de faptul că unii dintre noi avem o vârstă destul de înaintată, ca să spun așa, spre 40 de ani, important este să participăm. Aseară a jucat echipa profesorilor cu cea a jandarmeriei, partidă încheiată cu 2-4, după care Transilvania Brokeri a învins echipa penitenciarului cu 4-1. Astăzi, de la 18:15 minute, era programată întâlnirea echipei Poliției de Frontieră cu echipa Papai Marinarul, iar de la ora 19, partida dintre Agvila 2003 cu câștigătoarea de anul trecut, echipa Forest Bicu. Mâine, în ultima seară fotbalistică a săptămânii, vor juca Transilvania Brokeri cu poliția locală, apoi echipa MTS Profesor cu cea a Baroului de Avocați.